Marin, în locul lui Renga. Prefectul de Vâlcea, Radu Renga, a fost eliberat din funcție de guvernul Grindeanu. Totodată, în funcția de prefect al județului Vâlcea, a fost numit Florian Marin. În ședința de guvern de astăzi s-a luat hotărârea privind aplicarea mobilității pentru Radu Renga din funcția publică de prefect al județului Vâlcea în funcția publică de inspector guvernamental. De asemenea, guvernul Grindeanu a luat hotărârea privind exercitarea cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Vâlcea de către Florian Marin. Noul prefect de Vâlcea, Florian Marin, a împlinit 51 de ani pe data de 23 februarie 2017. De-a lungul carierei sale profesionale, noul prefect de Vâlcea, Florian Marin, a fost, printre altele, șef al Poliției Municipiului Râmnicu-Vâlcea și inspector șef al Inspectoratului Județean de Poliție Vâlcea, iar în 8 februarie 2016 s-a pensionat la limită de vârstă. Premieră în justiția din Vâlcea. Un poet a fost dat în judecată de Consiliul Local al Comunei Mihăiești pentru postările de pe Facebook. Primarul Constantin Bărzăgeanu susține că s-a ajuns în instanță din cauza unei fotografii cu sediul primăriei. Fotografie folosită de poetul Ion Țoanță pe un grup fondat pe rețeaua de socializare în timpul alegerilor locale de anul trecut. Administratorul grupului, respectiv poetul Ion Țoanță, a ajuns în instanță și din cauza câtorva postări considerate calomnioase de funcționari și pentru că a distribuit pe grup câteva caricaturi ce scot în evidență faptul că ușa primăriei ar sta mai mult închisă decât deschisă pentru cetățenii cu probleme. Uitați cum ironizează oamenii sau civilizat și bat la ușă și este primăria și probabil un funcționar care... Problema e că nu, la mine nu se bate la ușă, deci mă deranjează. Ușa e la perete. Și la dumneavoastră ușa deschisă pe permanent. Și aici la fel, uitați. Dar sunt 50 de kilometri. La toți și la colegii de jos, la fel. La toți la fel. Toate ușile la... Nu că veniți dumneavoastră astăzi, vreau să veniți în afara. Oricum, la orice oră doriți. Să spună cineva că a fost dat ușa deschisă sau la fată sau aici. Niciodată. Niciodată. Alesul local din Comuna Mihăiești susține că n-ar fi fost deranjat dacă poetul ar fi folosit pe grup o fotografie de-a sa și nu o fotografie cu sediul primăriei. Tot pentru faptul că folosește ca imagine clădirea primăriei. Deci poza lui, de, în loc să fie poza lui sau a casei lui sau a ce vrea dânsul, își folosește poza primăriei. Am fost sunat de o grămadă de primari că ce se întâmplă, nu știu ce, de colegi și așa mai departe, de cunoștință, pentru că folosește ca imagine clădirea primăriei, care și dumneavoastră ați văzut-o. Nu vă deranjează? Nu mă deranjează. Nu. Ela sunt, nu. Chiar dacă nu mai e campanie, nu știu dacă l-ajută cu ceva sau nu l-ajută, pe mine nu mă deranjează. Poți să scrie ce vrea dânsul despre mine, aia e problema mea personală cu dânsul. Eu n-am nicio problemă personală cu dânsul, nu știu dânsul dacă are cu mine. Eu cred că nu, probabil sunt alte probleme care nu le știu eu încă și nu vrea să discute cu mine. În replică, poetul Ion Țoanță susține că a fondat grupul în calitate de cetățean nemulțumit de activitatea primarului. Acesta nu consideră însă că l-ar fi calomniat prin postările sale pe primar sau Consiliul Local Mihăiești. A fost un grup de susținere a unui contracandidat al său anul trecut. Bine, a fost așa, un contracandidat de paie, n-avea nicio șansă să-l învingă, pentru că aici, în spatele primarului, au stat cu totul alte forțe, nu dăm acum detalii. Ați continuat să postați și după alegerile locale din iunie anul trecut? Da, în calitate, am și spus acolo, eu nu știu de ce, nu înțeleg, în calitate de contribuabil am voie să știu, am dreptul să știu ce se întâmplă cu banii mei, ca și contribuabil corect și generos. Am spus acolo foarte bine în preambul, lăudăm ce e de lăudat, dovadă că l-am felicitat că a câștigat alegerile, l-am felicitat că a băgat plugul personal la zăpadă. Deci toate faptele bune le-am spus în elef, dar și anumite aspecte. Vedeți, acest drum care figurează acolo asfaltat, e plin de gropi. Până la casa unui mare patron, acolo trebuie să fie asfaltat, pentru că patronii nu au voie să circule pe asemenea drumuri, trebuie să li se ducă asfalt acasă. Asta e cu totul altă problemă. Dacă umblați prin toate satele, veți vedea
dea drumuri răginite asta. Ei nu vor, și doar atât am încercat să spun, să-și facă datoria, să nu mai mintă. Și niște caricaturi postate de dumneavoastră. Iertați-mă, cred că e o confuzie. Eu distribui materiale din ziare, distribui poezie acolo și distribui caricaturile prietenului meu, Costel Pătrășcan. Deci cine nu are ochi și nu poate să-l ducă mintea să citească acea caricatură, îmi pare foarte rău. Eu nu fac acum... Fără nicio trimitere la primar. Fără nicio trimitere. Care primar? Câte știu, sunt 5 peste 5.000 de primari în țara asta, nu? Și tot atâtea primării. Nu înțeleg de ce se sesizează. Cele două părți au avut până acum mai multe înfățișări la judecătoria Râmnicu-Vâlcea. Dar la începutul acestei luni, judecătorii au declinat soluționarea dosarului instanței superioare, respectiv Tribunalului Vâlcea. Atât primarul comunei Mihăiești, cât și poetul dat în judecată, susțin acum că ar fi loc de o împăcare, dar în anumite condiții. Da, bineînțeles, din punctul meu de vedere există și ușa mea e deschisă în permanență și oricând și oricând eu trec, îl salut în fiecare zi, că suntem vecini, deci nu e niciun fel de problemă. Asta e singura problemă care e că folosește imaginea primării. Atât. Alte probleme. Eu nu am avut cu nimeni și nu o să am. Domnul primar e dispus să se împace. Acta non verba, zic latinii, fapte, nu vorbe. Unu, doi, să demonstreze cineva unde e acea poză de care se face tot acasă. Poza aceea a apărut până 2 luni. E o poză publică a primăriei, nu scrie nicăieri că e proprietatea cuiva. Grupul înființat de poetul Ion Țoanță s-a numit inițial Primăria XXL. După ce a ajuns în instanță cu primăria, poetul a hotărât să-i schimbe denumirea în Diana și Cerbul Endless Story. Dacă pierde procesul intentat de autoritățile locale, poetul va trebui să plătească daune morale în cuantum de 10.000 de lei, bani pe care primarul din Mihăiești intenționează să-i doneze școlilor și grădinițelor din localitate. Caravana Integrității a ajuns marți 22 martie și la Râmnicu-Vâlcea, în cadrul unui turneu care cuprinde Craiova, Alba Iulia, Turnu Severin, Bacău și Deva. Caravana Integrității este un proiect districtual ce constă într-o serie de evenimente realizate în parteneriat cu Transparency International România și Griffith School of Management. Summitul de Integritate pentru Prosperitate adună împreună persoane care împărtășesc această viziune și oferă o oportunitate excelentă pentru interconectare și schimb de experiențe. Cu toți ne dorim o Românie prosperă, în care copiii noștri să aibă un viitor mai bun. Ca parte a societății civile, Rotary înțelege că viziunea unei altfel de Românii nu se obține de la tine, ci necesită acțiuni concrete și implicarea fiecăruia dintre noi. Vă mulțumesc că ați ales să participați la acest interesant seminar al Caravanei Integrității, care poposește pentru o zi în Râmnic. Cel mai important mesaj este acela de a ieși din zona de defectism, a intra în zona de proactivitate și a înțelege că nimeni, dar absolut nimeni, nu este dator să-mi facă mie viața mai bună, dar nu e absolut. Și asta înseamnă să mă implic în mediul în care trebuie nu să am bunăstare fără muncă, a face fără etică, nu, ci să contribui la mediul social. Motiv pentru care vă recomand să fiți schimbarea pe care doriți să vedeți în lume. Dacă ne întrebăm ce înseamnă integritate și ce ți-ai dori atunci când ai putea să spui aș vrea ca țara mea să fie o țară cu integritate pentru că, probabil că cei mai mulți dintre noi am spune pentru că mi-aș dori o viață mai bună. Un salariu mai mare, străzi mai curate, o mașină mai luxoasă, o casă pe care să nu fie rușine. Și mi se pare absolut normal aceste dorințe. De aceea, când vrei integritate, te gândești la bunăstare materială, dar oamenii aceștia au văzut integritatea ca fiind rezultatul unei transformări lăuntrice. Acolo încep. Integritatea începe cu inima ta, cu inima ta și cu inima ta. Sunt bune legile și apreciez foarte mult ceea ce domnul Alistat face și mai și toți ceilalți se luptă ca să schimbe lucrurile, pentru că nu sunt atât de bune în România. Dar uneori te lovești de acești pereți, de aceste ziduri, pentru că oamenii nu vor să se schimbe. Și cum au o mică oportunitate, cum trec de acest lucru. La fel, observați, sufletul, rațiunea și convingerile trebuie să se schimbe mai întâi, apoi trebuie să fie un echilibru fizic.
Trupul tău contează. Știu că este mai puțin la modă să aduc acest subiect, dar contează ce mănânci. Contează cât mănânci. Și toate aceste lucruri. Și bineînțeles, un echilibru relațional. Să fii integru nu înseamnă doar să fii integru la locul de muncă, înseamnă să fii integru în familie. Sunt plecat de câteva ore și vă întreb pe voi ce anume îi dă soției mele încrederea că dacă merg în Râmnicu Vâlcea nu o să-mi fac de cap acolo. Sunt singur, nu mă verifică nimeni, între Oradea și Vâlcea sunt sute de kilometri. Ce anume dă privată ei încredere că partenerul de viață își va ține legământul până la sfârșit, în orice loc, în orice situație. Și dacă doriți astfel de relații, dacă aspirăm astfel de relații, vreau să vă spun, integritatea este, dacă vreți, toată această ecuație. Pentru că în limba latină, integritate vine de la integer sau integer, care înseamnă întreg. Priviți integritatea așa, vă rog frumos, și cred că putem face cel puțin un mic pas în direcția bună. Caravana integrității urmărește promovarea eticii și integrității ca elemente cheie ale succesului în dezvoltarea mediului de afaceri. Se întâmplă în Oltenia. Doi bărbați din localitatea Preajba au vrut să facă o faptă bună și au asfaltat singuri cu cărămidă ulița pe care locuiesc, dar s-au ales cu dosar penal. Salut! Acum e bine că e uscat, dar dacă era nămol, să-l văzut ce era pe nămoale. După ce au muncit o săptămână pentru modernizarea căii de acces, oltenii au fost luați la bani mărunți de inspectorii gărzii de mediu, dar și de polițiști din localitate, pentru că au executat lucrările fără autorizație. Oamenii regretă acum că au dat dovadă de inițiativă, mai ales că riscă și o amendă usturătoare. Nu știu ce o să facem. Nu v-a căzut tocmai bine că aveți dosar? Nu ne-a căzut tocmai bine, vă dați seama că... De ce? Cei care au pus pe stradă, au pus cărămidă, au făcut o faptă bună. Păi bineînțeles, noi n-am vrut să punem și noi pietriș, să ducem și noi să colaborăm, să punem pietriș pe stradă, dacă... Și cum au fost răsplătiți pentru fapta lor bună? Până vedeți, reclamații peste reclamații. Așa au fost răsplătiți, da, și cu dosar penal. Și dosar penal și astea. Polițiștii secției numărul 4 rurală Coșoveni s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că mai multe familii din localitatea Doljeană, Malul Mare, pe strada Socului din această localitate, au efectuat lucrări neautorizate, depozitând o serie de materiale de construcții, pietriș, cărămidă și alte materiale, fără a avea autorizație în acest sens. Astfel, polițiștii secției 4 rurală Coșoveni s-au sesizat din oficiu, întocmind un dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de executarea de lucrări neautorizate în zona drumului public. Oltenii din Preajba care au asfaltat strada riscă închisoare de la 6 luni la 3 ani sau amendă. Cu dosar penal s-a ales și primarul comunei, tot pentru executarea unor lucrări fără autorizație. Nu este glumă. Noi posturi permanente ale poliției locale Râmnicu-Vâlcea vor funcționa pe raza municipiului, începând cu data de 1 aprilie. Acestea se alătură postului de poliție locală din colonie Nuci, de lângă grădinița veche, care are regimul de permanență instituit din data de 20 martie anul curent. Din data de 1 aprilie vor intra în regim de permanență, adică 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână, posturile de poliție locală din zona nord, cu adrese pe strada Timiș și în piața Nord și din cartierul Ostroveni, în piața Ostroveni și la sediul Direcției Economico-Financiare din strada Ice Brătianu. Acestea se alătură postului de poliție locală din colonie Nuș de la grădinița veche, care are regimul de permanență instituit din data de 20 martie anul curent. La fiecare din aceste structuri sunt alocați câte 9 polițiști locali, permanent la dispoziția cetățenilor din zonă, care îi pot contacta fie la sediile posturilor, fie la tel verde 0800 809 809, precizează purtătorul de cuvânt al primăriei Râmnicu-Vâlcea, Daniel Ionescu. Peste 8.000 de șomeri și o rată a șomajului de 4,84% înregistra județul Vâlcea la sfârșitul lui februarie, cu 0,04 puncte procentuale mai mică față de luna anterioară. Din totalul șomerilor înregistrați în evidențele AJOFM Vâlcea, peste 5.000 sunt neindemnizați. Ca de fiecare dată, cei mai mulți șomeri provin din mediul rural. În ceea ce privește structura șomajului pe grupe de vârstă, cel mai mare număr de șomeri s-au înregistrat în categoria de vârstă 40-49 de ani. Rata șomajului la sfârșitul lunii februarie 2017, înregistrată
la AJOVM Vâlcea a fost de 4,84%. Ca număr de șomeri înregistrați, au fost înregistrați 8.010 șomeri, dintre care 2.992 de șomeri indemnizați, iar 5.019 șomeri neindemnizați. Ponderea cea mai mare ca număr de șomeri sunt cei proveniți din punct de vedere al studiilor de la școli gimnaziale sau școli profesionale, 60%, cei cu studii medii sau studii post-liceale, 35% și 5% din șomerii proveniți din cei cu studii superioare. Aproximativ 1550 de locuri de muncă sunt disponibile în această perioadă pentru șomerii înregistrați în evidențele AJOVM Vâlcea. Cele mai multe joburi vacante oferite de 280 de angajatori vâlceni sunt pentru persoane fără studii sau cu nivel de instruire profesional sau liceal, precizează purtătorul de cuvânt al acestei instituții, Liviu Cochirlea. Până la această dată s-au înregistrat 280 de angajatori care au comunicat 1547 de locuri de muncă vacante. În jur de 730 de locuri de muncă se adresează persoanelor fără studii, cu studii gimnaziale sau studii profesionale. 720 de locuri de muncă vacante sunt pentru persoanele cu studii medii și liceale, iar 95 de locuri de muncă sunt pentru persoanele cu studii superioare. Cele mai multe locuri de muncă sunt din domeniul ocupațional al construcțiilor, urmând alimentație publică, comerț, servicii, industria lemnului, industria pielăriei, industria confecțiilor și așa mai departe. În toate aceste domenii ocupaționale sunt locurile de muncă, așa cum vă spuneam, începând de la muncitori calificați până la persoane cu studii superioare. La locurile de muncă oferite de angajatorii vâlceni se adaugă aproximativ 1160 de joburi în 14 țări din Uniunea Europeană, prin rețeaua EURES. Cele mai multe locuri de muncă vacante sunt în Malta, care caută șoferi de autobuz, în Italia și Marea Britanie pentru îngrijitori, persoane la domiciliu și asistenți medicali, și în Spania la ambalat fructe și verdețuri. Pe lângă locurile de muncă și din județ, EURES România, prin Agenția Națională, are înregistrate la această dată 1157 de locuri de muncă vacante din 14 țări. Cele mai multe locuri de muncă vacante sunt în Malta, 300 de șoferi autobuz, Marea Britanie, 180 de locuri de muncă pentru îngrijitori persoane la domiciliu, Italia, 220 de locuri de muncă infirmieri și asistente medicale, dar aceste locuri de muncă se adresează persoanelor care doresc să lucreze în Marea Britanie. Și de asemenea avem oferta de 200 de locuri de muncă vacante pentru muncitori ambalat, fructe și verdețuri. Pentru a veni în sprijinul șomerilor, pe 7 aprilie, începând cu ora 9, AJOVM Vâlcea va organiza Bursa Generală a Locurilor de Muncă la sediul Centrului Regional de Formare Profesională a Adulților din Râmnico-Vâlcea. Prelungirea bulevardului Tineretului spre nord, între străzile Gib Mihăescu și Libertății, și realizarea bretelelor la pasajul suprateran peste calea ferată de pe bulevardul Tudor Vladimirescu sunt doar două dintre investițiile pe care municipalitatea le are în derulare. Primul tronson va fi finalizat în acest an, în timp ce lucrările la cel de-al doilea tronson ar urma să demareze cel mai târziu în luna august, precizează primarul Râmnicului Mircea Gută. Deci avem prelungirea bulevardului Tineretului spre nord, între strada Gib Mihăescu și strada Libertății. Această investiție, inițiată de mine în primul mandat, adică preluată de la fostul primar și continuată de mine, care a stagnat 7 ani de zile, vom face acele bretele, mult visate bretele. Primul tronson, deja am trasat terenul, este vorba de tronsonul de la Lucoil până la strada Libertății. Sunt apreciez că în acest an va fi finalizată lucrarea. Atenție, când spun finalizată, deci se poate circula cu mașina pe strada respectivă. Al doilea tronson va începe execuția lucrării, apreciez, undeva prin iulie-august, cel târziu, și în acest an și anul viitor va fi finalizată și bretele, cele 4 bretele, 2 urcare, 2 coborâri de pe bulevard, în așa fel încât acest proiect extraordinar de important pentru noi
să prindă viață și veți vedea că se va friliza foarte mult circulația de cu Lucea, pentru că toți cei care stau în Ostroveni sau cei care doresc să vină în Ostroveni, nu vor mai fi nevoie să stai la barieră, vor urca pe pasarele și vor coborâ unde au nevoie sau vor merge spre Sibiu sau București. De asemenea, în vară vor demara lucrările la obiectivul de investiție, reabilitare și modernizare complex sportiv și de agrement Arenele Traian. Altă investiție pe care vom începe în acest an este vorba de reabilitare și modernizare a complexului Traian, Arenele Traian. Deci deja lucrarea este spasă la licitație. Eu sper că în maxim 2 luni de zile ne vom ocupa de construcție. Proiectarea este gata și s-a spus, se scoate acum la licitație, deci în această vară ne vom apuca de construcție. În paralel facem demersurile pentru a prelua de administrare și terenul de la sala sporturilor, pentru că degeaba facem un loc frumos acolo la Arenele Traian dacă în jurul sălii sporturilor rămâne mizeria care este în momentul de față. Și atunci, acum demersurile, nu putem face investiții acolo, pentru că terenul nu aparține nou, aparține Ministerului de Regul și Sportului. Am făcut demersuri pentru a prelua de administrarea acel teren și atunci când modernizăm Arenele Traian, să modernizăm și întreg complexul sportiv, în așa fel încât să fie un punct de referință pentru municipiu și atunci când avem un meci de handbal, cei care vin să rămâi cu gura căscată și nu să vadă ce mizerie în locul respectiv. Prin hotărârea Guvernului numărul 717 din 13 iulie 2011, imobilul Arenele Traian a fost transmis în domeniul public al municipiului Râmnicu-Vâlcea și în administrarea Consiliului Local al municipiului Râmnicu-Vâlcea. Pe terenul cuprins între Casa de Cultură a Sindicatelor și Sala Sporturilor, pe amplasamentul actual al Arenelor Traian, se propun numeroase lucrări de intervenție, cu scopul de a revitaliza, igieniza, dezvolta și de a reda spațiului public o zonă centrală extrem de importantă. Alimentele cu euri mai ușor de identificat. Aditivii alimentari pot fi depistați acum cu ajutorul unei aplicații printr-o simplă scanare a codului de bare al produselor, direct în magazine. Acest lucru este posibil datorită aplicației Infocons, disponibilă gratuit pentru telefoanele mobile, inclusiv pentru cele cu sistem de operare Android. Aplicația a fost special concepută de Asociația pentru Protecția Consumatorilor și poate fi utilizată direct în supermarket, fără ca utilizatorul să aibă o conexiune la internet. Cei interesați trebuie doar să introducă numele aditivului alimentar, fie un E urmat de cifre fără a pune spațiu, fie după denumirea lui. Aplicația, care poate identifica până la 30.000 de produse, oferă informații succinte, dar și un indicator de periculozitate. Cei care dau click pe un singur E află rapid care sunt efectele secundare în cazul în care este consumat, dar și dacă poate fi sau nu consumat de către copii. O nouă ediție a concursului Împreună pentru un oraș mai curat, adresat asociațiilor de proprietari din Râmnic, va începe la sfârșitul acestei luni, perioada de desfășurare a competiției fiind 30 martie 9 aprilie. Purtătorul de cuvânt al primăriei Râmnicului, Daniel Ionescu, precizează că la acest concurs se pot înscrie asociațiile de proprietari din municipiu, care nu înregistrează restanțe mai vechi de 90 de zile către furnizorii de utilități. În proxima ședință a Consiliului Local Municipal se va propune spre aprobare organizarea unei noi ediții a concursului Împreună pentru un oraș mai curat, adresat asociațiilor de proprietari. Perioada de desfășurare a acestei competiții este 30 martie 9 aprilie, iar evaluarea asociațiilor înscrise se va face în perioada 10-12 aprilie 2017. Scopul concursului este îmbunătățirea aspectului urbanistic la nivelul municipiului și acesta se adresează tuturor asociațiilor de proprietari care nu au restanțe mai mari de 90 de zile la furnizorii de utilități. Înscrierile în concurs se fac la Serviciul Relații Îndrumare Asociații de Proprietari din cadrul Primăriei Municipiului Râmnicu-Vâlcea, cu sediul în Bulevardul Donovan Mirescu numărul 15, la Casa Căsătorilor, cum este cunoscută, iar participanții vor fi departajați după mai multe criterii, cu ponderi diferite, aspectul spațiului verde, al spațiilor, curățenia din spațiile aferente, aspectul fațadei, lucrările de reabilitare termică, întreținerea terasei, subsolului, căilor de acces în bloc, etc. La finalul concursului Împreună pentru un oraș mai curat, organizat de municipalitate, asociațiile de proprietari din Râmnicu-Vâlcea vor fi premiate cu diverse materiale și echipamente de curățenie și de întreținere a spațiilor verzi.
Anual, pe 20 martie, se celebrează Ziua Internațională a Francofoniei prin diverse manifestări culturale. Cu această ocazie, ieri după amiază, la Biblioteca Județeană Andimi Vireanul, în cadrul manifestărilor dedicate Zilelor Francofoniei, a avut loc proiecția filmului Indochina. Chiar ieri a fost sărbătorită Ziua Francofoniei. Pe 21 martie se sărbătorește Ziua Francofoniei. Numai că de data aceasta francofonia va fi sărbătorită pe tot parcursul anului 2017, da. Și surprind aici, voiaja în francofonie. Acesta este genericul general. În toate țările se întâmplă lucruri foarte frumoase. Deci următoarea întâlnire cu filmul bun este miercuri pe 29 martie, tot la ora 5 după amiază. Ziua Internațională a Francofoniei a apărut în anul 1998. De atunci, 75 de țări celebrează acest eveniment prin diverse manifestări culturale. Iubitorii handbalului feminin din Râmnicu Vâlcea nu și-au mai văzut echipa favorită evoluând în propria sală într-un meci oficial de la 18 februarie, atunci când fetele noastre au învins CSM Bistrița cu 32-28, partidă contând pentru etapa cu numărul 18. A venit o nouă victorie în deplasarea de la Slobozia, urmată de o rundă liberă, iar acum urmează etapa cu numărul 21, în cadrul căreia HCM Râmnicu Vâlcea așteaptă vizita campioanei României, dar și a Europei, CSM București. Este și motivul pentru care meciul poate fi considerat unul de gală? Da, se poate spune și așa. Până la urmă jucăm cu campioana Europei și când joci cu campioana Europei, eu știu, încerc să te ridici cât de cât la nivelul pretențiilor handbalului, pretențiilor iubitorilor de handbal în special. Mă rog, diferența este foarte mare. Asta nu înseamnă că nu vom încerca să răspundem și noi și să contribuim la spectacolul sportiv pe care probabil campioana Europei îl va oferi iubitorilor de handbal din Râmnicu Vâlcea, care nu sunt, sper eu că n-au uitat încă, eu știu, handbalul de înaltă performanță. Sunt toate premisele pentru ca sala sporturilor Traian să fie plină la ora partidei? Cred că da. Mă rog, eu am fost entuziasmat de faptul că la meciul cu Bistrița, o nouă promovată, au fost 1500 de oameni. La meciul cu și aia precis au venit pentru HCM Râmnicu Vâlcea. La meciul cu CSM, probabil că vor fi tot atâția, dar lumea o să zică că a venit pentru HCM. Eu sper să nu le pare rău că au venit la sală. Conform calendarului competițional al Federației Române de Handbal, partida din tur era programată la Vâlcea, dar s-a jucat în capitală, motiv pentru care rolurile s-au inversat, iar clubul organizator al partidei din sala Traian este CSM București. În primul rând, sala va fi plină, trebuie să fie plină, cred că meciul ăsta se așteaptă de mult timp, iar motivul pentru care noi, CSM-ul, am decis să jucăm la Vâlcea, noi vom fi organizatori, dar mai puțin contează acest lucru, o facem din respect pentru publicul vâlcean, pentru faptul că dacă la meciul tur au fost vitregiți de meci și de posibilitatea de a ne vedea jucând, am decis atunci și ne-am consultat în cadrul clubului și am cerut permisiunea federației să putem să venim să jucăm acest meci la Vâlcea, repet, în primul și în primul rând pentru publicul vâlcean, ce nu eu personal, dar practic tot CSM-ul îi așteptăm să vină, să umplă sala, să facă o atmosferă frumoasă și să ne aducem desigur aminte și de vremurile frumoase când această sală pur și simplu gemea de public, era plină până la refuz. Vom face un meci frumos și desigur că ne interesează rezultatul pentru că avem un blazon de apărat. Așadar, partida CSM București HCM Râmnicu Vâlcea se joacă în sala Traian, joi 23 martie, începând cu ora 18 și va fi transmisă în direct la Digisport și Dolce Sport.